Perfect. E o mașină foarte finuță, sunt chiar impresionat. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu Mașina Potrivită. Numele meu este Dan, lucrez la Mașina Potrivită de aproape 10 ani și noi ne ocupăm cu verificare de mașini second hand. Astăzi o să verific mașina din spatele meu. Este vorba despre un Audi Q7 e-tron 2016, de fapt e a 10-a 2016, adică 2017. Și are 173.000 de kilometri. Este un motor de 3 litri V6 diesel cu 258 de cai, fără brizbrizuri la turbină, fără complicățenii, dar are un motor electric de 116 cai putere și merge bine. Asta este o mașină de care eu chiar sunt impresionat și probabil nu m-ați auzit spunând des așa ceva despre o mașină. Bă, chiar sunt impresionat. Așa că, dacă vreți să vedeți ce m-a impresionat, haide rămâneți pe canal. Dacă vă place contentul, dați un share, like, subscribe. Bine, hai să dăm drumul la episod. Dragilor, asta este mașina. Este o mașină mare și are multe, multe chestii. În primul rând, bara față este revopsită, așa cum sunteți obișnuiți de, dacă stați pe canal, întâi mă uit vizual așa, după aia verific vopseaua. Are mici imperfecțiuni, fiind mașină second, de exemplu chestia asta aici, mai avea pe undeva o exfoliere aici, da? Asta este o mașină care a mers la drum lung și are tot felul de ciobituri de pietre pe bara față, pe capotă, așa, aici, așa, asta e mâna mea. M-am agățat în ceva, se pare. Dar mașina arată foarte, foarte bine. Mai are o zgârietură urâțică aici, dar eu n-aș revopsi mașina pentru zgârietura asta. Și în rest, ciobituri de pietre. Mie mi se pare că bara față e revopsită, dar spun mi se pare pentru că nu sunt 100% sigur, dar așa mi se pare mie. În rest, mașina nu are absolut nicio revopsire și arată și bine. Mașină de 173.000 de kilometri. Are tot felul de senzori. Se parchează singură. Ăștia sunt senzori 360. Mașina are camere. Una e aici. Nu știu dacă focusează asta. Aha, aici este camera. Are pilot automat adaptiv, recunoașterea semnelor de circulație, farurile astea absolut demențiale cu LED. Așa, ce mai are? Scrie e-tron pe ea și este 4 cu un diferențial Torsen. Cam așa arată mașina. După cum sunteți obișnuiți, ne uităm acum la roți. Cauciucuri Michelin, nu știu cum se spune, DOT 2015. Sunt cauciucuri în stare bună. Discuri pe spate sunt medii, dar nu mediocre. Și plăcuțe în stare bună, nu se văd plăcuțele niciodată. Așa, pe față avem din nou discuri destul de ok, nu ar trebui înlocuite. Mi se pare că încă mai țin, dar nu mai sunt în stare absolut super. Și plăcuțe tot așa destul de bune, dar nu mai sunt noi. Cam așa arată mașina. Asta are suspensii pe aer, perne de aer. Cam așa arată mașina în setarea ei normală. Și acum o să o și înălțăm un pic, să vedem cum se înalță. Asta e maxim de sus? Good. Așa era înainte, așa este acum. Aici se poate vedea foarte, foarte bine suspensia aceasta de la Audi. Totdeauna trebuie verificate brațele acestea. Ele se schimbă împreună și acolo în spate este o bucșă de obicei care, acolo nu știu dacă se vede foarte bine,
Așa, în spate, acolo e o bucșă care trebuie verificată de fiecare dată. Ele îmbătrânesc și la un moment dat produc zgomot. Asta are bucșile în stare foarte bună. Hai să vedem cum arată și în spate. Pe bara spate aici mai este o zgârietură urâtă. Asta nu este la polish, nu prea e ce face. Și mai sunt mici zgârieturi aici. Așa. M-am băgat destul de adânc pe aici. Cam așa arată mașina pe dedesubt. Cardanul este în stare bună, diferențialul este în stare bună. Nu curge nimic, n-a curs nimic niciodată. Suspensiile pe aer arată bine. Asta este doar protecția de plastic. Nu curge nimic. Am fost foarte atent să stau jos aici în timp ce s-a înălțat mașina mai devreme când am verificat-o și nu s-a auzit nimic. Asta este cablajul pentru sistemul hibrid. Bateriile sunt undeva aici, în spate. Așa, sunt vreo 16 module, mi se pare, și nu am putut să le accesez ca la Toyota. Așa, haideți să vedem acum motorul. Asta este un motor clasic de la Audi, 3 litri, 258 de cai. Desigur, pe Audi, teoretic, s-ar fi putut pune și cel de 320 de cai, biturbo sau 326 de cai, motor disponibil pe Audi A8, dar pe Q7 nu există motorizarea asta. Sper că nu mă înșel, sper că nu zic acum o prostie, din câte știu eu, nu există motorizarea asta. Diferența față de varianta fără baterie este acest recipient de antigel sigilat. N-am avut cum să-l desfacem, este sigilat. Așa, am verificat mai devreme tot ce se putea verifica, inclusiv lichidul de frână, care este la nivel și este de culoarea potrivită. Așa. Astea aici se dau jos. Și poți să te uiți pe aici. Farurile astea sunt foarte mari. Ocupă mult spațiu. Am verificat mai devreme toate chestiile astea. Sunt, apropo, data de fabricație este ștanțată. Nu știu dacă se vede. Așa, deci nu este doar un sticker. Ăsta este recipientul de antigel pentru motor. Și mai devreme ne-am chinuit foarte mult să dăm jos acest capac. Nu știu la ce s-a gândit Audi. Trebuie să dai jos toată tubulatura asta de la turbo. Am încercat, n-am reușit, ne-am uitat amândoi, și vânzătorul și eu. Nu curge nimic, m-am uitat mai devreme, nu curge nimic. Am încercat să mă urc pe roată, să pun capacul ăsta la loc, a mers. Motorul este băgat undeva foarte jos și este și un pic înclinat. Mai multe n-am cum să vă zic despre motorul ăsta. Că nu l-am văzut foarte bine, că n-am reușit să dăm toată bucata asta jos. Se pare că se dă mai greu jos decât credeam. Am mai verificat la un moment dat un Audi Q7 și acolo am reușit să o ridic așa. Dar la asta nu. Față de un Audi A6 sau un Audi A4, toate componentele sunt mult mai groase. Brațele astea, articulațiile. Am văzut undeva una, dar nu mai știu unde, care era un pic îmbătrânită. Trebuie să mă uit în poze. Și astea o să le trec în raportul de verificare. Da, și aici vedem și cauciucurile de aproape. Bă, mașina e mare. Și garda asta la sol este destul de... Eu port 43. Q7-ul ăsta este un plug-in hybrid. Asta înseamnă că se poate încărca la priză. Avem aici încărcătoarele, două, unul pentru curent mai puternic, unul pentru curent mai slab. Aici nu se poate da jos nimic, aici sunt bateriile. Portbagajul ăsta însă este absolut huge, adică imens. Mi se pare foarte mare. Așa. Aici este și cealaltă cameră. Încerc să vă arăt așa fugitiv totul.
proprietarul a fost super de treabă să mă lase să filmez un pic mai mult mașina lui. So, ajungem acum la interior. Și interiorul ăsta mi se pare absolut demențial de fabulos, de bine făcut. Vreau să vă arăt un pic cusăturile. Vedeți cum arată niște cusături originale Audi? Asta pentru că în trecut am avut diverse probleme cu diverse samsari care au pus, au pus piele pe, pe scaune Audi și mi-au spus că este piele originală și mi-au zis, băi, tu nu te pricep foarte bine pentru că pielea este originală. Țineți minte, pe scaunele de la Audi sau de la Volkswagen sau de la un producător, pielea este prelucrată de o mașinărie, nu este cusută manual. Acolo unde un tapițer prelucrează, vor exista diferite urme de prelucrare. Vedeți? Aici liniile astea sunt perfecte. Și pe piele pusă sau prelucrată de un tapițer, oricât de bun ar fi omul ăla, vor exista sincope mici, un pic mai strâmbă asta, un pic mai dreaptă aia, cu ochiul liber nu le vezi, dar dacă te apropii le vezi. So, așa îți dai seama, asta nu este piele pusă și interiorul ăsta arată bine. Dar haideți să ne uităm acum în față. Wow, și a pornit. Acum suntem în modul electric. Așa, mai avem un range de 34 de kilometri. La început aveam vreo 37 de kilometri. Aoleu, câte chestii are mașina asta ca opțiuni. Am verificat la ea, sunt de 2 ore aici. În primul rând, să scoatem elefantul din încăpere. Cum se ține în mână volanul de Audi Q7? Minunat, minunat, absolut minunat. De ce? Bucata asta de aici este foarte subțire. În spate am o mică teșitură și am unde să-mi țin degetele. Fie le țin așa, fie nu le țin așa, dar am loc în spate. Deci este un volan absolut super. Îmi place că este volan minimalist, aș zice, nu știu. Oricum, este un volan fain. De fapt, tot spațiul din acest Audi este un spațiu foarte silențios și un spațiu în care să te simți efectiv super, super bine. Îmi place bordul ăsta. Este virtual cockpit. Vezi o grămadă de chestii. Și acum haideți să o luăm așa. Aici avem comenzile pentru geamuri. Neinteresant. Astea sunt scaune electrice. Merg cam încet scaunele astea așa. Dar sunt super, super silențioase. Unde e butonul? Vedeți, deci cam încet. Aici avem pilotul automat adaptiv. Volanul nu este încălzit și scaunele nu sunt ventilate și volanul nu este electric. Mi-ar fi plăcut să avem mai multe opțiuni. Avem însă scaune încălzite pentru pasager și pentru șofer. Deci bagi display-ul ăsta la loc și îl scoți. Merge repede. Acum suntem în modul off-road, practic cel mai înalt mod. Îmi zice și unghiul volanului, îmi zice o grămadă de chestii. Așa. Avem modul all-road. Și acum o să mă dea jos o liniuță. Avem modul confort. O să mă dea jos două liniuțe. Modul auto. Și modul dinamic. Eu am testat-o mai mult în modul dinamic. Așa, m-a interesat cum frânează, cum accelerează. Când apeși butonul ăsta, modul EV, Electric Vehicle, poți să vezi aici, ai vreo 3 opțiuni. Așa. Noi am folosit modul ăsta. Este modul complet electric. Și aici, desigur, poți să până la 50%. Merge doar electric. Trebuie să vă zic că motorul ăsta mi se pare foarte, foarte potent. 116 cai electric. Bă, băiatule, pentru o mașină de vreo 2 tone și ceva, merge extraordinar de bine. Ce mai avem pe aici?
totul super sensibil, adică, băi, acum eu am mers cu multe BMW-uri, mi se pare calitatea peste BMW, sincer. Sunetul acestui buton. Nu știu. E un sunet efectiv super super soft, super super ușor. M-am uitat mai devreme, sunt multe setări. Servicing and checks. Asta m-a interesat. Oil level, am verificat mai devreme, este ok. Îmi pare rău că nu există o jojă, măcar să văd și eu fizic. Așa, servicing and checks. Service intervals. Asta. Deci are uleiul schimbat, asta am vrut să vă arăt practic. În rest, ăsta este self-parking-ul. Mașina poate parca singură. Senzor de parcare. Asta este camera și nu știu dacă se vede. Se vede. Este o cameră de foarte mare rezoluție. Sunt foarte multe setări. Eu zic să dăm o tură cu mașina. Am descoperit setări. Proprietarul a fost super de treabă. Mi-a explicat totul. Deci a fost super, super util. Cu tehnologia asta nouă e bine să nu te dai foarte mare expert când nu ești și eu nu sunt expert pe tehnologie din asta nouă, așa că pe mine mă ajută foarte mult să întâlnesc proprietari super de treabă care mi-arată, bă, nici eu n-am știut, uite, asta se face așa, asta se face așa. M-am conectat mai devreme cu testerul meu pe filtrul de particule, să văd în ce stare este. Este într-o stare foarte bună, ceea ce înseamnă că mașina a mers mult la drum lung și la viteză mare. M-am conectat pe catalizatorul SCR, Selective Catalytic Converter. Mașina a primit AdBlue din belșug și m-am uitat asta să văd. Are și carte de service, apropo, mașina asta am verificat mai devreme. M-au interesat valorile de pe pompa de injecție. Ce am mai văzut? M-am conectat pe modulul de lift și lowering, lift și lowering, pe modulul de suspensii, pe perne de aer și am verificat pe modulul de ABS și SP să văd care sunt kilometrii înregistrați acolo și locul unde nu prea se pot da înapoi din cunoștințele mele și am verificat mai devreme și kilometrajul pe cutia automată Tiptronic. Ce mai făcut? Din păcate nu am putut să verific modulele de baterie pentru că sunt încuiate, închise, nu știu cum să le accesez. La Toyota, la Mitsubishi, la BMW, la toate pot face asta, la Audi n-am putut face asta, deci nu știu. Omul a venit, a fost foarte smart, a venit cu mașina încărcată, complet. A mers cu ea și în modulul full electric și a mers un pic, așa. Acum mai are o valoare de 34 de kilometri și noi am plecat de la vreun 39. Deci bateria nu se descarcă repede, mi se pare în stare bună. Deci o ia imediat. Mamă, ce suspensii miștoare. Minunat. E super silențioasă mașina asta. Mm-hmm. Deci asta e electric. Incredibil. Este foarte, foarte potent motorașul ăsta electric. Foarte șmecheră mașina. Nu așteptam să-mi placă așa mult. Deci acum cât are putere totală? 258 plus? Da, plus în total adunate declară 374. Păi, e o mașină foarte finuță. Sunt chiar impresionat. Nu mă așteptam. Nu te așteptai? De ce? Nu prea sunt fan mare Audi. Da, ce mă impresionează la ea este cât de silențioasă este. Cât de bine te izolează de zgomotele din exterior. Ușa, vezi. Da. Doar vezi. Da. Și cât de confortabilă e. Și neagresivă de condus. Adică e, mi se pare easy. Deci acum sunt în cel mai sport, nu? Da. O să apeși și... cu tot cu butonaj. Ok, o calc un pic. Da. Merge. S-a ridicat botul puțin. Da, s-a ridicat.
Dar e și ea gândită. E și ea gândită să se ridice. Da, da. Putem să plecăm de pe loc? Da. Dar n-are launch control sau așa? N-am încercat, dar poți încerca, că nu cred că... O să pui stângul în frână dacă... Da. Păi da! Îmi place! Bateria e tot ce trebuie ca să... Rămâne capul în urmă. Dar e incredibil cât de bine merge mașina. O simt mare la frânare. E mare, dar o simt la frânare. Dar o simt dacă o dai pe dynamic, nu mai stă suspensia mai tare, știi, și la frânare și dai. Lasă-o să coboare. Am pus, dar doar că o simt. Simți că vine așa. Da, tot e, are masă mare, așa, e multă, e multă mașină. L-a văzut deja pe ăsta din față. Băi, e mișto. Și nu se simt kilometri ăștia, nicio treabă. Sunt impresionat. Mă bucur. Am mers cu Tesla Model S. Am mers și eu cu 3. Și cu S, dar n-am condus-o, am mers în dreapta. Am condus-o și nu am fost așa impresionat. De asta sunt mai impresionat. Că la aia cumva mă așteptam. La asta nu mă aștept să meargă așa. Ăsta este și anunțul acestei mașini. 39.000 de euro, 2017. 374 de cai, automat, bam bam bam. Deci tot ce a zis omul ăsta este adevărat. Dotări cred că le-a pus pe toate. DVD. N-are DVD în cotieră, dar cred că poți să te uiți la muzică. Așa, e-tron Hybrid 4, 258. Așa, 116 plug-in. Scaune încălzite. Virtual cockpit, semnalizări LED dinamice. Lane assist, side assist, presense plus, da. Deci, practic, tot ce este aici, așa este. Ăsta este un anunț pe bune. Dragilor, ăsta a fost episodul de astăzi cu Audi Q7 e-tron. 173.000 de kilometri. Merge foarte bine. Chiar am fost impresionat de mașină și sunt impresionat și de opțiuni și de cum mașina izolează foarte bine, te izolează de exterior. 39.000 de euro costă mașina asta. Și presupun că o mașină similară cu dotările astea costă în jur de 100.000, poate puțin mai mult. Dacă știți cumva prețurile sau aveți o mașină de asta, vă rog să-mi ziceți. Credeți că merită să dai 39.000 de euro pe o mașină din asta? Păi nu prea merită. Ce aș face eu, cu toate că sunt super impresionat de e-tron, eu mi-aș lua Q7-ul cu motorul simplu, 3 litri diesel, 258 de cai. Mi se pare că are suficientă putere. Ăsta are și mai multă putere. Și dacă aveți un model din ăsta, fix e-tron, ați mers cu mașina off-road, cum se comportă? Ar fi interesant să văd dacă cineva chiar își duce mașina pe off-road, să o bage prin pădure și săriște să o zgârie. Dragilor, ăsta a fost episodul de astăzi. Este un episod mai atipic. Eu pot să vă zic că mașina asta din spatele meu îmi place. Îmi place confortul, îmi place accelerația, îmi place tehnologia. Nu prea îmi place frânarea. Acolo am avut așa puțin mici îndoieli. Dar per total este un SUV absolut reușit. Dacă cineva de la Audi vede episodul ăsta și zice: bă, haide că nu știi tu toată tehnologia, atunci vă rog să mă contactați, să-mi dați un Audi de ăsta, să merg cu el vreo două săptămâni și să vă zic cum e. Mulțumesc că urmăriți Mașina Potrivită. Dacă credeți că mai trebuia să fac alte teste pe care nu le-am făcut sau nu am povestit că le-aș fi făcut, vă rog să mă scrieți în secțiunea de comentarii de mai jos și să-mi spuneți dacă vă place mașina sau nu. Și dacă v-ați luat-o. Sau dacă aveți. Sau ceva.
Bine, dragilor, mulțumesc că urmăriți Mașina Potrivită, mulțumesc că sunteți clienți, mulțumesc că sunteți subscriber, vă apreciez foarte mult, sunteți oameni super faini. Nu vă atacați în secțiunea de comentarii prea dur, fiți politicoși, argumentați ce spuneți și până data viitoare v-am salutat! Pa, pa!